Hai să vedem ce reușim. A, îți rup gâtul pe aici acum. Hârtoapele de la ministere. Se spune că nu erai daci. Ce mă interesează? Cer cu un alt secretar de stat. Ce înseamnă chestia asta? Da, am ajuns și la Ministerul de Interne. Hai să vedem dacă domnul Raed Arafat fuge pe geam. Fuge pe geam sau fuge prin spate. Are trei intrări în spate și una subterană. Probabil că va folosi una dintre ele. Nu e nicio problemă. Hai să vedem dacă reușim să luăm, să discutăm cu domnul Raed Arafat. Și este al doilea cel mai mare ministru al țării. Cu Ministerul Învățământului. Vorbim ca număr de angajați. Astăzi, la Crevedia, se va duce curentul electric. De aici eu nu mai pot să mai poveni la toate intervențiile noastre de ieri. Bună ziua! A, intrarea 1, mulțumim! E bine, avansul satul, unde geamul deschis. E la etajul 1 acolo, nu? Da, acolo e biroul. Da, 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 știm, știm, știm. Să-l urmăresc, să nu scopă. Știm. Pe geamă, ce caz. Diana, ține telefonul. Nu, nu pot să-l filmez. E, atunci, s-o filmăm pe Diana cum intră pentru prevederea cu Raed Arafat, așa. Bun. Cum a fost. Nu știu ce Diana a ieșit, poate Raedul o fi plecat, poate nu o fi aici. De ce? Raed nu e aici? Domnul Arafat nu este aici, dar... Niciodată nu e aici. Da, nu, că e pe teren, vezi, doamne, știu. De-aia e fereastra deschisă la și teren. Domnul Arafat e acolo. La Budapesta, da. A doua intrare. Și mă duc să-mi fac o programare de audiență la domnul Arafat. E, da. Asta e foarte important. Deci să mă reîntorc să văd dacă vorbesc cu un secretar de stat de la mai. Sigur. Oricare opinie de Deci a doua la stânga. De serviciu. A doua. Deci după Ministerul Sănătății? Da, următoare. Nu știu că au și acolo. Am înțeles. De la Ana la Caiafa. Nu, că nu e departe. La aceeași clădire. Da, n-ai voie să faci chestii de genul ăsta. Da? Cred că e aceeași clădire. Dacă e România și ai voi orice. Bineînțeles că ai voi orice, ce să mai. Deci prima ușă e Ministerul Sănătății. Știm, acolo am mai fost. A, am fost, da, după ce am stat 5 ore și jumătate în audiență, da. Ce este Ministerul Sănătății? Vi-l amintiți? Aici a fost prima grevă făcută împotriva... Nu mă las. Tipul campanie electorală după ce au ars spitalul de Piatra Neamț. Cu morții de acolo. Nu, păi facem oficial și din momentul ăla n-are ce să mai zică. Exact. Eventual doar să nu aprobe. Vreau și eu. Oficial o audiență și vă sfătuiesc pe toți să veniți să cereți audiență la Raed Arafat. Ia să le arăt unde e. După Ministerul Sănătății, următoarea... Imediat. Următoarea, haideți vă rog frumos tot poporul român să veniți aici să vă programați la domnul Raed Arafat. România scrie... Ministerul Afacerilor Interne. Acțiune, audiență la Raed Arafat. Ministerul Afacerilor Interne. Direcția Fonduri Externe ne ramusabile. Bine, asta e altceva. Asta e altceva. Da, Diana se duce acolo. E bine, aici mai sunt, să știți, instituții. Asta e Ministerul Sănătății. Colțul ăsta de clădire este total Ministerul Afacerilor Interne, unde se fac afaceri interne, dar se fac afaceri, credeți-mă. Ia spune-ne, Diana, despre ce e vorba. Da? Bun, stai. Să se vadă bine de tot. Deși un senator al României,
Are nevoie de hârtii din asta? Vreau să spun că a trebuit să intervină un domn ca să îmi permită intrarea, deși legea și regulamentul spun că noi avem prioritate și nimeni nu poate să ne oprească să intrăm. Da, păi este una și ceva. Da? Am o rugăminte către toți. Vă rog frumos, veniți aici la Ministerul de Interne și depuneți toți cerere pentru audiență la Raed Arafat. Da? Deci pe același model, vă rog frumos, scrieți către... Au ei model sau? Da, ei îți dau. Da? Ah, bun. Scuze, am crezut că intrați. Da? Deci pe același model, vă rog frumos. Bine? Voi nu aveți ștampilă, dar nu faceți semnătura. Faci un print screen și, nu e nicio și punem problemă. În facsimile la acasă. Intervenții, consecință, răspundere, chestiuni urgente descoperite în calitate de senator și secrete. Da? Bun. Cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți cât un secret să-i spuneți lui Raed Arafat, așa că vă îndemnăm cu prioritate să veniți aici. Informații deci, secrete. Teatru Excelsior e aici, Ministerul de Interne după hai colț. Hai să mergem să văd dacă mă primește vreun secretar de stat. Deci, știam că nu este domnul Raed Arafat, nu e nicio problemă, am dacă depus era, cerere. Păi nu, că este în cameră, s-a văzut. Este acolo, dar el au vreo 3 sau 4 intrări cel puțin pe care le știu eu, pe care poate să plece. Ministerul Afacerilor Interne este unul dintre puținele ministere care nu respectă nici legea, nici Constituția, nici propriul său regulament cu privire la demnitar, decât dacă ești demnitar al puterii. Da? Așa că... Să rămână. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă sfătuiesc pe toți să veniți aici și să depuneți cerere de audiență la Raed Arafat. Hai, faceți chestia asta, vă rog frumos, vreau să vă văd cum veniți și depuneți cerere pentru a primi audiență. Da, vreau să mă duc acum să vedem dacă pot să vorbesc cu un secretar de stat, poate chiar cu domnul Despescu, de ce nu? Am de discutat. Cel mai vechi de pe aici, după Arafat. Da. Despescu. Dar... La Predoiu nu ne gândim să ne primească. Omul are altă agendă. A, Predoiu e acum. Da, Predoiu e acum. Ia să vedem dacă mă primește domnul Predoiu. La justiție. Ia să vedem dacă și e aici, dacă nu un secretar de stat. Ia, păi dă-mi ea. Hai, ia. Până acolo, când și întoarce. Da, a intrat Diana în Ministerul Sănătății. Repetăm unde este nena Raed. Raed este la primul cat. Cele trei ferestre de aici. E stăpânul întregii instituții, să știți. E cel mai vechi dintre toți secretarii de stat din tot Ministerul de Interne. A fost prea scurt statul acolo, deci n-a vorbit cu nimeni. Dar haideți să vedem împreună despre ce e vorba. Facem și noi 2-3 pași înspre ea. Diana, hai pe trotuar că mai trece câte o mașină. Ia, hai, povestește-ne. Rămâi așa ca să te prind cu ferestrele lui Raed Arafat. Ce să mă prins? Nici unul dintre secretarii de stat, nici ministru n-au avut curajul să se întâlnească cu mine. A, păi eram sigur. Deci s-au dat telefoane în continuu, nici Simionescu, nici Despescu, nici doamna Euna Alina Matei de la PNL, numită de către Ciucă înainte să demisioneze pe un... de să fie schimbat. Da, să demisioneze pe un schimb... Între PNL și PSD a fost prefect de Giurgiu și pentru virgulă Câțu era supărat pe faptul că Giurgiu nu l-a susținut la președinția partidului, le-a tras-o, le-a dat prefectura PSD-iștilor, că așa își trag ei unii altora. A, se înjunghe între ei, partidul galben. Da. Și madama Matei este secretar de stat, nu a vrut să se întâlnească. Nici Simionescu, curajoasă, nici Despescu, nici domnul Predoiu. Predoiu, vai, de-abia a plecat. Păi cum, când sunt eu aici? Păi eram eu afară, spun că n-a plecat. Așa, Despescu, acum a plecat.
tot acum eu eram tot acolo, de vreun 10 minute, un sfert de oră. Simionescu nu vrea să răspundă la telefon, nici mă, deci nici secretarei lui nu i-a răspuns, deși e în birou. Doamna Matei asta e gravă. N-a vrut să răspundă nici ea. Uite, uite, stau... angajează-te sau în ușă, păi și da, se uită, râd și, da, păi râd și de șefii lor, râd și de șefii lor, râd și de șefii lor. Da? Deci vreau să vă spun, Ministerul Afacerilor Interne, Afacerilor Interne, foarte multe afaceri. Afacerile externe le fac alții. Așa, Bașca, imediat după ce am venit eu, te vezi cum mă salută, fac cu mâna oamenii. Oameni competenți din fiecare instituție a statului ține cu noi și e cea mai bună dovadă că la anul o să-i răsturăm pe ăștia. Da, și că, să știi că foarte mulți oameni din sistem s-au săturat, mulți jandari, mulți polițiști. Mulți pompieri. Pompieri nu mai vorbim, dacă mi-au oferit un buchet de flori pentru drept mulțumire, vă dați seama. În orice caz, dacă tot am ajuns la Ministerul de Afacerilor Interne, solicit domnului ministru Predoiu să și celor, cât sunt miniștri secretari de stat, demiterea lui Raed Arafat și deferirea lui către justiție, mai ales că domnul Predoiu a fost ministru justiției, solicit parchetului reținerea lui, așa cum am solicitat și reținerea lui și trimiterea în judecată, trimiterea către cu solicitare de arest preventiv, puteai să spui și după aceea, filmează acolo. Domnul Raed Arafat este în, este în acea cameră unde acum a închis-o. La gratii? Da. La gratii? Nu, este primul etaj. A, nu e la gratii. Primul etaj. Păi de ce nu e la gratii? Primul etaj care a avut geamul deschis când am venit Dar poate se mută la gratii. Da, iar sta bine. Deci primul etaj, acolo unde a fost deschis... Da, a închis fereastra, da. A închis fereastra, da. Este Raed Arafat, este în, în clădire. Și are minimul curaj de a se întâlni. Este frică să dea ochii cu mine, chiar s-a dat dispoziție că am primit și eu niște chestii. În caz de ceva, că dacă aș reuși să intru în minister, fii atent cât de cretinie, va ieși pe la Ministerul Muncii. Când am fost atunci în audiență la Raluca Turcan, pentru mineri de... Am forțat-o să semneze, să le dea, să le dea banii. Făcuse un act prin care nu li se dădea niciun ban. Acum 2 ani jumate, Valea Jiului. Și am modificat actul și datorită intervenției mele și a modificărilor li s-a dat banii. Acolo când m-au dus, unul dintre cei care m-au condus, nu era jandarmul, era din interiorul ministerului, mi-a zis, doamna, așa că uitați-vă ușa aia acolo, intrați prin spate în biroul lui Raed Arafat. Și m-am îndreptat, zice, nu, că îmi faceți rău. Ce, oricum nu e la ora asta, dânsul... Bine, treziu și pleacă repede? Nu. Vine în general și lucrează noaptea aici. Atenție. N-are somn, are coșmarul la câte a făcut da, și ține lumina aprinsă. Și dacă tot ține deci, lumina dragilor, aprinsă... singurul minister în care, de la ministru în jos, în afară de jandarmii care stau de pază, nimeni altcineva nu are curajul să dea ochi în ochi cu senatorul Diana Șoșoacă. Astea fiind spuse, nu ne așteptam la altele. Tot de aici, de la fața iar locului. Simionescu, din câte am înțeles, este foarte supărat pe mine, pentru că data pe el este cel care a intrat la Ministerul Sănătății fără să respecte regulamentul și l-am dat la nașul. L-ai surprins. Da, da. Și e să foarte fie. Supărat. Da, fiți supărați pe mine. Și ce m-a întrebat, mă rog, le-am povestit jandarmilor câte ceva din experiența mea de avocat împotriva instituțiilor statului și a Ministerului Afacerilor Interne și vreau să vă spun că mi-au zis că doamna să puteți să scrieți romane, zic, da, o să și scriu dacă mai rămân în viață sau cât ai mai trăi, dar vreau să vă spun că e veche lupta mea cu Ministerul de Interne și vreau să vă spun un lucru, și ei s-au săturat în sistem și m-au întrebat, zice, cum scăpăm de ăștia? Prin schimbarea puterii. De-aia sunt disperați, pentru că urmează schimbarea puterii. De aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, vă salut! Noi ne ducem să mai adunăm niște ajutoare și să ne facem datoria de oameni, de cetățeni români și, încă o dată, nu uitați că astăzi este ziua limbii române, vorbiți corect românește, iubiți limba română, limba primordială,
din limba românească veche se trage limba latină. Nu uitați, hai, șmecherilor din presă, analfabeți care nu știți nimic, mai comentați încă o dată chestia asta. Doamne ajută tuturor!